Premieră de film la Palatul Național Nicolae Sulac, filmul Carbon în regia lui Ion Borș a fost urmărit de 1800 de spectatori de pe cel mai mare ecran de cinema instalat în Republica Moldova, de aproape 90 de metri pătrați. La eveniment au participat actorii filmului, echipa de producție, oameni de creație, precum și 10 de cinefili dornici de produs autohton de calitate. Lungmetrajul ilustrează Republica Moldova din perioada conflictului armat de pe Nistru și descrie povestea unui tânăr tractorist care pornește într-o aventură cu multe situații penibile, în care se ciocnește de indiferența, lăcomia și prostia oamenilor. Băi, du-mă pe front, te rog. Așa vrei să duci? O, așa strani găsați mireas. Vezi, nu știi cu coas. Filmările au durat 36 de zile și au avut loc în perioada august-octombrie 2020. Actorii au menționat că au avut momente dificile, nopți nedormite, dar sunt mândri de rezultat. Aici e publicul autohton și evident că reacțiile au fost mult mai puternice și până în ziua de astăzi nu am realizat faptul că am luat un rol principal. Niciodată nu m-am gândit că voi petrece o noapte întreagă în biserică și o zi întreagă în cimitir. Cu toate fanteziile mele. Sincer să fiu, eu nu m-am așteptat că va fi așa de bine. Ion a știut să găsească cheița la fiecare inimă. Și certuri am avut, și am plâns, și am râs. A fost o muncă minunată. Am avut zile grele de filmare, am avut perioade în care vroiam să ne oprim. Momentul care îl trăim astăzi, aceasta a fost motivația noastră pentru care am mers înainte și am ajuns la final. Eram atât de obosiți că nu mai înțelegeam, e zi, e noapte, e ziua 2, e ziua 32, dar eram o echipă mare. Eu am fost martor de la bun început, de la ideea apărută, de la pitching-ul care l-au făcut ei, încercând să convingă toată lumea în jur că știu ce vor să facă. Noi avem forțe artistice și cel mai îmbucurător este faptul că au început să apară producători care își asumă riscurile. Premiera a adunat 10 de cinefili care au rămas plăcut surprinși de această comedie. Este un film despre noi, pentru noi, este un film despre metehnele noastre, despre firea noastră, despre bune și rele. E o limită tare subtilă între râs și plâns. Nu m-am așteptat de la cinematografia locală să creeze așa o capodoperă. Ne-a ținut în suspans și ne-a creat emoții super pozitive. Cel mai bun film de producție Republica Moldova pe care l-am văzut vreodată. Filmul Carbon a fost înaintat pentru premiile Oscar 2023 la categoria Cel mai bun film străin. Pelicula poate fi vizionată în toate cinematografele din țară din data de 6 octombrie.